Bună, sunt Iulia Albu și bine v-am găsit la un nou episod din Verdict Iulia Albu. Wow! Sau bau, bau, doar pe cafetele.ro. A venit primăvara și avem această dorință, nu, de a purta lucruri colorate, accesorii care spunem să iasă cumva în evidență. Și de data aceasta m-am gândit să abordăm un subiect pe care nu l-am mai discutat. Deși am vorbit foarte mult despre accesorii, nu-i așa? Am vorbit despre pălărie, am vorbit despre încălțăminte, despre poșete, chiar despre șarfe. Ei bine, nu am vorbit însă despre șosete și exact despre șosete vom vorbi astăzi. Haideți să vedem ce se întâmplă atunci când alegem o ținută ton sur ton. Așa când alegem o ținută ton sur ton sau o ținută uni, trebuie să avem și de câteva elemente esențiale. În cazul acesta vorbim despre alb. Ei bine, este important ca părțile anatomice pe care le expunem, fie că este vorba despre brațe, despre decolteu sau despre picioare, să fie în armonie cu ținuta pe care o alegem. De exemplu, această rochie, după cum observați, dacă are brațele la vedere, nu are și decolteu. Este un lucru foarte important de reținut dacă nu vrem să cădem într-o zonă, să spunem, ușor interpretabilă, poate vulgară, deși vulgar este prea mult spus. În fine, de ce am ales să purtăm șosete la această ținută? Tocmai pentru a da acest look cu minte, acest look și puțin copilăresc, da? Pentru că această ținută purtată doar cu încălțămintea pe care o vedem în această imagine ar fi fost o ținută absolut banală, o ținută care nu ar fi spus nimic. Și de altfel, o rochie albă cu pantofi negri nu prea funcționează decât dacă este un Chanel, nu-i așa? Această ținută funcționează într-un fel și în altfel nu funcționează pentru că accesoriile nu sunt potrivit alese. Și când spun accesorii, mă refer în primul rând la bijuterii. Ei bine, acest tip de cercei atât de mari nu sunt neapărat ceea ce trebuie în această combinație. Mult mai inteligent ar fi fost să nu poarte deloc cercei sau să poarte o pereche de cercei foarte micuți. Acest lucru este doar, din acest punct de vedere, greșit. Haideți să ajungem puțin și la bărbați, pentru că ne-ați scris atât de mulți că vă doriți să abordăm și această zonă a bărbaților. Ei bine, începând din această ediție, chiar o vom face. Și să luăm pe Snoop Dogg. Ei bine, da, Snoop Dogg poartă o pereche de șosete roz. De ce nu ar purta o pereche de șosete roz? Este ceva de profund greșit în a purta șosete roz? Nu. Ce este foarte interesant este felul în care a ales fiecare piesă care compune această ținută. Ținta pare oarecum încropită. Ceea ce dă totuși acel aer care leagă totul este părul și, bineînțeles, acea pereche de pantalon pe care o poartă. Orice altă pereche de pantalon, pantalon de costum, pantalon mult mai scurt, nu ar fi funcționat în această combinație. Este acesta un look corect? Este, dar numai dacă sunteți Snoop Dogg. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu Diane Kruger. Pentru că Diane Kruger are câteodată niște căutări care sunt foarte interesante și pe care este bine să le luați în considerare atunci când vreți să ieșiți puțin din banalitate. În acest caz, această rochie de inspirație clar Marina, arăți că observați felul în care arată partea superioară. Ei bine, acea zonă este foarte interesantă și este foarte în tendință în acest sezon. Este combinată foarte interesant cu o pereche de pantofi bărbătești și cu șosete negre. Funcționează aceste combinații pe un covor roșu? Ei bine, nu funcționează pe un covor roșu. Funcționează însă de minune de zi și este o zonă pe care puteți să o abordați cu maximă încredere. De asemenea, ca trend este important să rețineți acea zonă de imprimeu floral pe care, atenție, trebuie să nu o exagerați niciodată. Look corect. Am ajuns la Ronnie Wood. Ce se întâmplă în această imagine? Iarăși, șosete roz. Se pare că este un trend cu aceste șosete roz la bărbați. Mie una îmi plac foarte mult și recunosc că poate este o lipsă de încredere a băieților pe această zonă. Dar, băieți, puteți să încercați și acest lucru. Puteți purta șosete roz chiar și la un costum. Însă atunci când faceți asta, este important cum vă alegeți încălțămintea. Sigur, în cazul acesta nu mai contează, pentru că avem acea coafură care egalizează absolut totul și funcționează în absolut orice context. Look corect. Am ajuns la Hayley Williams. Hayley Williams are o de data aceasta o apariție ceva mai veche, însă am ales această imagine tocmai pentru că ea este cumva actuală. Acest top pe care, a cărui inspirație este evidentă, da? Deja nu mai are sens să vorbim, de la Picasso până la Jean-Paul Gaultier și absolut toată lumea a purtat acest tip de print. Este o piesă pe care, dacă o aveți în dressing, o puteți reinterpreta de la sezon la sezon cu mare succes. O puteți purta chiar și cu o pereche de șosete oranje, de ce nu? Ce este interesant în această imagine este faptul că zona cromatică a părului se regăsește și în șosete. De această dată nu este prea mult, tocmai pentru că avem această zonă de monocromie, pentru că monocromie înseamnă alb-negru, să nu uitați, și egalizează cumva situația, echilibrând toată compoziția. Așadar, această ținută funcționează. Ce nu funcționează la această ținută este însă acel plic alb.
Look, greșit. Am ajuns la Heath Ledger. Heath Ledger, să spunem că are o zonă puțin mai haotică de această dată. Funcționează aceste șosete? Da, funcționează, pentru că totul este atât de haotic încât nu are sens să căutăm un echilibru. Practic, pălăria cu haina, cu șosetele sunt într-un fel pe aceeași zonă. Nu vă fie teamă să fiți puțin extravaganți, însă nu încercați să controlați inutil lucrurile. Look correct. Sarah Silverman. Sarah Silverman ne aduce cumva în atenție șosetele acelea peste genunchi, care, să spunem, că erau asociate un pic cultura manga cu altă zonă, o zonă puțin depășită, dar care sunt interesante, mai ales într-o asemenea combinație. Dacă alegem o rochie foarte clasică, foarte acoperită în partea de sus, ceva mai scurtă, poate funcționa această combinație, însă niciodată cu pantofi cu toc. Look greșit. Willow Smith. E bine, Willow Smith este, din punctul meu de vedere, una dintre acele fashion icon-uri emergente, al cărui simț al modei este atât de dezvoltat încât nu poate să fie altfel decât nativ. Deci am combinat o ținută albă cu o pereche de pantofi negri. Ei bine, tocmai pentru a justifica acei ciorapi argintii, strălucitori. Această combinație funcționează extraordinar de bine pe Willow, în primul rând pentru că are acest tip de make-up, acest păr și, de ce nu, acest posing. Atunci când încercați acest look, însă aveți grijă la felul în care vă compuneți întregul outfit. Look correct. Haideți să mergem și într-o zonă mai puțin plăcută, să spunem, mie, ochiului sau estetic în general. Această zonă de ciorap foarte lucios, pe care am văzut-o și la Willow mai devreme, funcționează și nu funcționează în absolut toate combinații. De exemplu, de această dată avem totul albastru. Teoretic ar trebui să fie corect. Ce nu este corect este această supraaglomerare ținută în partea de jos, această acoperire excesivă și descoperirea sa în partea de sus. Lucrurile nu funcționează, mai ales pe cineva care nu are o siluetă foarte longilină. Sigur, este o femeie foarte slabă, însă nu întotdeauna acest lucru este suficient. Look greșit. Rashida Jones. Rashida Jones, să spunem că este o tipă mai... are un look mai convențional, este cineva mai conservator, care nu prea îndrăznește. Și atunci aici a îndrăznit foarte mult. Și când spun asta, mă refer în primul rând la acea poșetă, nu? Acest mix este ceva care funcționează pe zona de zi, nu funcționează niciodată pe zona de seară. Iar șosetele negre nu au ce căuta în această combinație. Look greșit. Am ajuns la Miley Cyrus. Miley Cyrus și, să spunem, look-ul său ala Ariana Grande, într-un fel, nu? E bine, pe mai aceste șosete funcționează, însă nu le încercați niciodată acasă. Încheiem apoteoticul, poate unul dintre cele mai dezastroase lucruri pe care puteam să le vedem, nu doar pentru că urăsc profund Versace, așa cum știți, ci și pentru că acești ciorapi sunt ceva ce trebuie să evitați cu sfințenie, nu acum, ci de acum încolo, atâta timp cât purtați acest tip de pantofi. O șosetă transparentă sau semi-transparentă poate fi interesantă, chiar și purtată cu o pereche de sandale, însă atâta timp cât sandalele sunt extrem de fine și din material prețios sau contrastează evident cu restul ținutei. Look greșit. Sunt Iulia Albu și acesta a fost verdictul Iulia Albu. Wow sau bau bau. Vă aștept și data viitoare doar pe cafetele.ro.